Așa cum am văzut în emisia de ieri, Cristia a mai făcut niște pași spre Diana la party. Și chiar dacă nu vrea să se grăbească, nici ei nu-i displace. Place, nu? Da, îmi place bine. Sunt deschisă pentru cuvine, la modul ăla. Nu știu, în cealaltă perioadă în care am fost aici. Ce? Păi mi-ai pupat toată seara. Vreau să vorbesc, nu am. Nu știu ce vreau să vorbesc, că tot nu mă ascult. Am auzit tu ce ai zis. Bine. Înainte, nu știu, mă închisesem prea mult în mine, nu mă mai simțeam ok eu cu mine, nu știu ce mi s-a întâmplat. Și acum mi-a revenit. Și dacă atunci când sunt cu tine, sunt tot eu și pot să fiu ok și să mă simt bine și să mă distrez, înseamnă că, da, rezonez cu tine și ne înțelegem ok și îmi place să fiu în preajma ta. Așa. Dar în același timp, nu vreau să mă grăbesc absolut nimic. După vizionarea acestor imagini, revenind în direct, Diana a confirmat că apropierea de Cristi îi face plăcere. Cum e, Diana? Nu i-ai răspuns la întrebare că el s-a repezit să te pupe și n-a apucat să îl placi? Da, i-am zis că mă simt bine în prezența lui, că ne înțelegem, rezonăm, sunt eu, sunt deschisă. Mm-hmm. Dar să mai aștepte un pic sau cum? Da, mai așteptăm. Să ne cunoaștem mai bine. Că el, dacă ar fi după el, na. Ei, nu neapărat. Și el cred că vrea să ne cunoaște mai bine și poate să cunoască și alte persoane mai bine. Nu pare. Nu știu să spun el. Nu mi-a pus ceva în cap să acționez. Am făcut atunci, pe moment, am simțit să o sărut. Nu mă deranjează că nu s-a întâmplat. Am mult timp la dispoziție. Îmi plac lucrurile cum se văd, cum decurg și din interior și din exterior. Ce-ți place la Diana? O văd puțin mai old school. O văd la locul ei, cu capul pe umeri, să știe ce vrea de la viață, să nu mai piardă timp. Uh-huh. Da, cu intenții bune. Și tu, Diana, ce-ți place ție, ce-ți place la Cristi? Este destul de sincer, din ce am observat până acum, și chiar este de apreciat, chiar dacă a avut momente în care sinceritatea nu l-a ajutat, dar din punctul meu de vedere cred că este foarte important să fii sincer, chiar dacă e o greșeală câteodată. Pare asumat. Îmi place că e destul de deschis, ne distrăm bine împreună și mă simt bine în largul meu când sunt cu el. Spre seară, Cristi și Diana se regăseau iar într-o conversație, prin care se cereau și ofereau, în bună măsură, unele asigurări. Dar aveai ceva azi dimineață? Nu neapărat că aveam ceva. Ce au mai e toane de-astea? Nu e vorba că am toane, pur și simplu, nu știu, am stat și m-am gândit așa, după seara de sâmbătă, că, cum ți-am spus și ție, nu aș vrea să ne grăbim cu absolut nimic. Așa. Și nu știu, dacă a fost vorba despre abului lui Bahu sau pur și simplu asta ai simțit tu, să te apropii mai mult de mine, că nu vreau să faci ceva, după aia să dai înapoi, după aia să crezi că ne grăbim sau nu. Adică vreau să fie totul natural. Dacă tu ai simțit să te apropii mai mult de mine, e ok, dar dacă tu ai făcut asta doar... Și tu crezi că pe mine mă schimbă băutura, mai pășleau? Păi nu știu dacă te schimbă, nu te cunosc. Dar în același timp mi-ai spus că atunci când așa, ești mai dezinvolt, mai deschis, mai așa. În sensul că fac ceea ce simt. Păi ok, dar... Mai mult decât când nu sunt sub influența lui Bacus. Și simți să faci chestia asta cu toată lumea sau cu o persoană mai așa? Că e și ăsta un semn de întrebare pentru mine. Dacă în momentul în care așa, nu știu, ești undeva, la o petrecere, la un club, la ceva... Și mă îmbăt și vă văd pe una să-mi încerc mai cu dupeu cu ea? Vorba de chestia asta, e mult că se apropii mai mult de... Doar că nu știu dacă e observa, cu tine am fost diferit. Și am abordat lucrurile într-un mod cât se poate de serios. Da, asta am observat. Am băut un pahar în plus, probabil am fost mai... Înțepat. Nu, mie nu mi s-a părut neapărat, pur și simplu... Înțepat adică mai pupăcios, mai afectuos. Eu vreau să fie mai dulce. Mai dulce, da. Că și asta e. Da. Nu e ceva rău sau asta, doar că vreau să știu dacă ai simțit sau pur și simplu a fost un factor ăla. Și când am vrut să te sărut, chiar voiam să te sărut. Eu chiar nu mi-am dat seama, atunci am un material, am văzut. Chiar voiam să te sărut. Da, trecem peste asta, că aici dacă se întâmplă un salut, intri într-o relație. Și cred că este un pic cam de vreme. Păi e de vreme, dar nu grăbesc lucrurile. Da. Dar dacă intri într-o relație, se termină lumea sau cum se treabă aici? Nu se termină lumea, doar că... Nu putem să, dacă Doamne ferește, să nu ne înțelegem, să punem frână după aia și... Ba da, dar asta zic, de ce să... Acum nu te gândi că grăbesc eu să mă sărut, că mie ce mie, că mă sărut, că nu mă sărut, cu relația, cam tot aia e dacă ne înțelegem sau nu. Corect.
doar că nu aș vrea să grăbim lucrurile încât în momentul în care, dacă ar fi să fie ceva mai mult, după aceea să ne dăm seama că de fapt nu e. Treptat, eu nu prea sunt obișnuit cu... Așa, treptat. Treptatul ăsta. E, uite că o să-i obișnui. Trebuie, da. Trebuie, că eu așa sunt și în afară, nu doar aici. Nu-mi place să grăbesc lucrurile niciodată. Vreau să cunosc un om cât de cât, dar așa și nu vreau să... Înțelegi greșit și, nu știu, poate să te inhibe cumva chestia asta și să nu mai faci tu ceea ce simți, dacă simți să vii mai aproape de mine sau ceva, n-am nicio problemă cu asta, dacă tu așa ești. Doar că eu nu sunt atât de dulce și mă deschid mai greu. Nu-i problemă. Și mai ales că, na, am... Doar că nici eu nu sunt omul ăla care să insiste așa să vadă, adică dacă ție... Păi dar nu cred că ai simțit că îmi displace sau asta, nu? Nu, dar nici să-ți fie indiferent dacă insist sau nu. Să te simt că ești indiferentă dacă oricum aș da-o eu. Ai simțit că sunt indiferentă? Nu vreau nici să, cum ai spus, să grăbesc lucrurile așa, să mergem pe repede înainte, să stau numai în, să suflu în spate, cum e vorba. Să suflu în ceafă. Mm. Unde să fii tu, să fiu și eu sau să fim Sky. Așa, dintr-o dată. Da. O luăm ușor. Ușor, pas cu pas, o abordare care îi face bine Dianei, mai ales după experiența anterioară. De ce crezi că, de exemplu, Cristi nu ar fi ok? Păi că n-am zis asta, am recunoscut și tot timpul să recunosc ce simt și vorbesc și noi sincer. Noi e un lucru de asta. Doar că nu vreau să mă mai grăbesc atât. Că m-am grăbit toată în emisiunea asta și nu neapărat că regret sau ceva, că la fel am făcut ceea ce am simțit la momentul potrivit, dar vreau să iau aici. Tu ai gândit să ai fost iubită în prima? Da. Bine, lucrurile nu se întâmplă neapărat, nu trebuie să fie ceva rău. Păi asta zic, că nu regret sau ceva, pur și simplu nu vreau să mă mai grăbesc după experiența asta. Nu vrei să te mai grăbești? Da, vreau să iau lucrurile mai încet. Păi da, dar vezi că timpul se scurge. Ce contează că se scurge timpul? Poți să-mi continui relația dacă o să am o relație și în afară. Nu trebuie să mă mări neapărat. Adevărat. Am venit cu gândul ăsta, dar... Așadar, ești precaută? Da. Simți că... Acum știi cum e, noi avem un termen de comparație, pentru că tu ai mai trecut printr-o relație aici. Contează și că s-a întâmplat treaba asta și acum vrei să faci lucrurile așa mai calculat, mai... Da, vreau să vină cu prudență. Mai mult natural decât a fost, cel puțin pentru mine. Vreau să fac în continuare ceea ce simt și asta îi sugerez și lui să facă ceea ce simte. Păi el dacă e, simte mai mult, ai auzit ce a zis? Păi nu știu, vreau să fie convins de ceea ce simte, nu vreau să facă sub influența anumitor lucruri sau poate de ce, face. De ce ai îndoieli? Pentru că mi-e greu să-mi pun încredere atât de repede într-un om. Tot timpul am avut îndoieli, tot timpul am fost sceptică. Îmi place să-l cunosc cât mai bine ca să pot să am încredere. Nu contest că pare foarte sincer, cel puțin în contextul dat, dar în privința mea vreau să nu mă grăbesc. Hai să întreb altceva. Ți s-a părut că a fost mult mai expansiv la petrecere față de cum e în mod normal și te gândești că poate tot elanul ăla a fost dat de, să zicem, niște suc? Există și această variantă, dar în același timp cred că nu e singura variantă, pentru că e normal dacă trece timpul să fie puțin mai apropiat de mine și eu de el. Bineînțeles că simțim să facem asta. Dar în același timp am fost și puțin pusă pe gândul de faptul că el a confirmat oarecum când a venit în această emisiune că eu aș fi genul de femeie de care el s-ar feri sau ceva de genul. De ce, Cristi? Nu știu, mi-a dat puțin de gândit. Una e să spun că mă feresc de genul de femeie precum e Diana, alta e să spun că nu l-am avut niciodată și că am căutat altceva. Dar nu înțeleg, adică definește genul. O văd la locul ei, în banca ei, să știe când să vorbească, să știe când să asculte. Eu, în trecutul meu, am avut genul de femei, mai mult sau mai puțin, care au ieșit în evidență prin alte criterii. Ah, mai... Deci erau mai zbuciumate. Da. Mm-hmm. Și ți-e frică de o fată așa mai liniștită sau crezi că te-ar pune în cap, ca să spun pe românește? Nu este vorba de frică, nici din aspectul ăsta nu m-am gândit că m-ar pune în cap. Doar ca să fiu puțin mai explicit, eu dacă ieșeam în club cu prietenii mei, era un concurs indirect care are cea mai bombată femeie, piții, altceva. Păi da, dar nu te-ai însurat cu niciuna. Aici e o treabă foarte serioasă la mireasa. Da.
de fapt tu ce-ți dorești? O piții sau o fată? Păi tocmai că am avut piții și asta i-am spus și ei, că n-am avut genul ei de femeie. Ok, și nu știi, ești pe un teren nou. Da, da, da. Dar nu m-am ferit sau că mi-a displăcut genul ei. Mm-hmm. Da. Ce ziceți, doamna Cristina? Confirm că este așa cum spune. Și ce să facă? Cum să abordeze această noutate din viața lui? Dacă vrea să continue cu Diana, să se gândească el bine. Diana, după cât am înțeles, vrea ceva, o relație serioasă. Uh-huh. El, dacă își dorește chestia asta, să-și bage mințile în cap. Adică, Cristi, e foarte simplu. Trebuie să fie, dacă Diana se îndrăgostește sau el, cred că e un cuplu extraordinar de frumos. Da, în primul rând trebuie să se... Să joace cu sentimentele, să prețuiască. Corect, amândoi, e valabil pentru amândoi. Da, ideea e, Cristi, trebuie să te lămurești tu foarte bine. Dacă vrei să te mai distrezi, să mai copilărești, să mai pițiponcești prin cluburi sau dacă vrei să te așezi la casa ta. Chiar și dacă nu te căsătorești. Aș putea să facem un exercițiu de imaginație. Mă căsătoresc cu Diana. Aș putea să mă distrez în continuare împreună cu Diana. Ai, da? De ce nu? Da, că și îi place, nu? Da. E. Bine, gândiți-vă la asta. Temă pentru acasă.